Cel puțin 600 de copii s-au înscris încă de la început la cursurile de la Clubul Copiilor și al Elevilor din Petroșani. Cei mici au de unde alege, iar în acest an sunt și câteva oferte noi și adaptate cerințelor actuale. Și în acest an, ca și în anii trecuți, noi asigurăm un spațiu suficient de bogat și suficient de dotat pentru petrecerea timpului liber a copiilor, această educație non-formală, cum îi zicem noi. Cercurile tradiționale, adică cercul de gimnastică aerobică, cercul de karting, cercul de metaloplastie, cercul de pictură, cercul de fotografie digitală și de electronică, cercul de alpinism și cercul de prietenii munților oferă o variată gamă în care copiii pot să-și aleagă preferințele, fie în domeniul tehnicii, fie în domeniul artei, fie în domeniul sporturilor aplicate. Cursurile au loc săptămânal după un program de comun acord stabilit între copii și profesori, iar dacă au performanțe, cei mici se întorc și cu premii. Totul e ca ei să-și petreacă timpul liber într-un mod cât mai util și chiar să învețe lucruri noi ori să-și cultive talentele.